La propunerea președintelui Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, este posibilă modificarea legii numărul 92 din 2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, în sensul introducerii unor reglementări care să permită ca autoritățile publice locale, Consiliul Județean sau Consiliile Locale, să poată contribui cu sume pentru asigurarea acestui serviciu. În ultimul an, operatorii din județul Hunedoara au renunțat la o serie de trasee județene considerate nerentabile din cauza reducerii accentuate a numărului de călători și a creșterii costurilor cu combustibilul. În aceste condiții, elevii din mai multe zone s-au văzut în imposibilitatea de a ajunge la cursuri, iar cetățenilor le-a fost îngreunată deplasarea spre centrele de comună sau spre orașe. Ori, prin acordarea de compensații operatorilor în situația în care costurile de exploatare nu pot fi acoperite de activitatea desfășurată, ar rezolva aceste neajunsuri.